să mă duc pe partea asta. Cascada Vadul Crișului. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Mergem la peșteră, să vedem o peșteră și o cascadă. Cascada Vadul Crișului. Ce cascadă e Vadul Crișului, auziți? La cascada, deci Vadul Ana Crișului știe la Vadul Crișului. La peștera de sub cascada Vadul Crișului. Așa, suntem aici pe o stâncă. Suntem la râul Criș. Ia uitați ce frumos Crișul e pe repede. Stâncă. Și în spatele meu aici este Crișul. Crișul repede. Hai să întorc camera și să vă arăt și vouă. 15 minute. 15 minute până la cascadă de urcat. 15 minutes, you can see that here there are also other people from other countries. Yes. They was like, I think from England, they was from England. England, English people, hai. Mergi. Sandalii, că mi s-a rupt sandalii. S-a rupt sandalii, fraților. Ia. Aolo, dați like, distribuire, că-i sarul lui Mihaela sandalele și să facem bani de sandale. Să facem bani de sandale. Ei. Și nu știam că o să urcăm atât de mult până la da, casa. Da, corect. Am venit neprogramați, fraților. Ia uitați cum e aici, e cam abrupt, așa, da. Da. Da, eu sunt bine, eu vreau să-mi filmez aici, că îmi place cum curge apa. Aici e peștera, cascada e mai în față, nu? Am ajuns la peșteră. Peștera e în... vizităm întâi, ce vizităm întâi, Mihaela? Hai, să intrăm în peșteră. E o grotă aici, ia să intru și eu, să văd și eu ce e în grota asta. Ia să vedem ce e acolo. O fi lilieci, ce-o fi? O gaură, o grotă în sus, unde se ascundeau strămoșii noștri. Hai, vezi că ai luat pe aici, da? Da? Da, ai. Nu știu, mergem spre cascada Vadul Crișului. Are o viteză, chiar că e repede. Chiar că are viteză. Crișul repede. Gata, am ajuns. Am ajuns la cascada. Asta e minunata cascadă pentru care am venit atâta traseu. Dar nu izvorăște de aici râul ăsta. Hai că e frumos cu metre. Hai că e super mișto. Asta e cascada, fraților. Frumos.
Hai, Ana, să vii și tu aici. E frumos, da. Dincolo vine apa. Cascada Vadul Crișului. Este gaură acolo, Aurel? Cascada Vadul Crișului. Ai grijă, Aurel? Păi da, că e de râu, e limpede, da. E bună de băut, cred eu, da. Eu știu. Apa este foarte limpede. Dacă ajunge spai, nu vă recomand să vă urcați, nu? Da, nu faceți ce a făcut Aurel, decât dacă chiar aveți echilibru. E periculos. Aurel!